Pentru reînnoirea și dezvoltarea satelor sunt prevăzute 1,1 miliarde de euro și, ca noutate, în noua perioadă de finanțare va exista un subprogram dedicat sectorului pomicol, căruia îi sunt alocate 320 de milioane de euro, din care 260 milioane pentru dezvoltarea fermelor, reconversia și înlocuirea plantațiilor vechi, precum și pentru prelucrarea și comercializarea de produse agricole și înființarea de grupuri de producători. La nivelul instituției Perfectului s-au demarat o serie de acțiuni pentru a pregăti în județul Argeș acest program, în colaborare cu Institutul Pomicol Mărăcineni și primăriile din județ, realizând inclusiv o strategie județeană în care este inclus un plan de măsuri concrete. Din analiza realizată cu Institutul Pomicol a rezultat că la nivelul județului Argeș avem aproximativ 20.000 de hectare de livadă, predominând speciile de prun și măr. De asemenea, a mai reieșit faptul că din cele 20.000 de hectare, aproximativ 60% sunt plantații în declin, având peste 25 de ani vechime și doar 10% dintre plantații având vârsta de până în 10 ani, fiind astfel plantații relativ tinere. Așadar, obiectivul pentru perioada următoare va fi restructurarea sectorului pomicol, prin înlocuirea plantațiilor aflate în declin și crearea de plantații tinere, respectiv circa 4.000 de hectare de plantații noi de livadă, prin accesarea acestei submăsuri din PNDR. Totodată, strategia își propune și o serie de măsuri de reconversie profesională, precum atragerea tinerilor din mediul rural către acest domeniu, prin introducerea în cadrul programelor școlare a unor cursuri de formare în domeniul pomiculturii. Așa cum a fost anunțat și anul trecut, s-au demarat deja întâlnirile cu asociațiile de pomicultori, precum și cu primarii din zonele rurale, pentru inventarierea zonelor din jurul școlilor care se pretează pentru înființarea loturilor demonstrative și până în acest moment au fost identificate terenuri în 27 de comune din cele 7 bazine pomicole, în suprafață totală de 15 hectare, acțiunea fiind în plină derulare.